Salutare. Uite acum fac servisul la bungarul ăsta de 1000 și am gresat peste tot. Am verificat uleiurile diferențiale. Mai am să schimb ulei la motor. Dar aveam o problemă. Câteodată mi se aprindea becul la ulei. Când se aprinde becul la ulei, înțelegi, trebuie să vezi care e problema. La mine e senzorul. Senzorul se verifică cu aparatul de măsură. Dintre firul ăla și masă, trebuie să arate zero. Să fii convins că totul e bine. I-am pus aici un manometru de verificare presiune. El indică acum 40 de PSI. Și dacă ne uităm aici, în tabelul care l-am luat din cartea mașinii, arată că la relantiu, presiunea maximă a trebuit să fie în jur de 36 PSI. Right? Deci la mine... Ok. Deci la mine avem 38, cam așa. Deci acum o porni și ventilatorul, deci e foarte cald. Deci suntem la presiunea maximă care o să o am. Problema cu senzorul ăsta este are un contact înăuntru, un micro switch, care nu mai face contact bine. Și din cauza aia, el face masă și indică că nu avem presiune. Eu o să-l schimb pe domnul ăsta cu un micro, cu un senzor de presiune de ulei de la Matiz. De la Matiz de 800. Ăsta e cutia, am dat pe 25 de lei. Și ăsta e senzorul. După cum vedeți, nu e mare diferență decât borna, decât papucul ăla electric să-l schimb, să pun un papuc normal auto. Și ăsta, dragilor, nu se strică vecii vecilor. Mersi tare mult că te-ai uitat.